Baschinezesc, înșelătorul pedepsit. Toate astea s-au petrecut de mult și de atunci multe s-au uitat. Dar iacă, cei din orașul Iunian își amintesc încă și azi de povestea asta. Străbunicii le-au povestit-o urmașilor, bunicii părinților, părinții copiilor, iar noi vă povestim vouă. Cică a venit odată în orașul Iunian un zaraf care și-a deschis o casă de schimb. I-au mers bine treburile, zi de zi se îmbogățea și se îngrășa. Și nu-i de mirare că toți cei care ieșeau din banca lui plecau înșelați. Pe unul fura la cântar, altuia nu-i înapoiază locul. Lângă zaraf locuia un hamal. Și-a pus în minte hamalul să-l dezvețe pe zaraf de înșelătorii. Mult s-a gândit cum să-l pedepsească, dar până la urmă a aflat. Ascultați numai! Stătea într-un rând zaraful în banca lui și-și socotea câștigul. Auzi deodată clopoțelul sunând la ușă și un om intră. Se plecă în fața zarafului, scoase din buzunar o legăturică și o desfăcu. Zaraful văzu în mâna celui ce intrase o bucată de aur. Cât vrei pe ea? Întrebă necinstitul. Îi sclipeau ochii și nu-și putea desprinde privirile hulpave de pe bucata de aur. Nu vreau prea mult, răspunse omul, doar 100 de iani. A luat zaraful bucata de aur și a zvârlit-o pe cântar. Toată bucata n-are decât 50 de unci. Ia 50 de iani. Domnul se înșală, spuse hamalul, bucata are 60 de unci și vreau pentru toată bucata 100 de iani. Măi, Mișelule, a răcnit zaraful, ai furat bucata asta de aur, are numai 50 de unci. Ia 50 de ani sau șterge-o, că de nu chem paznicii. Nu-i bucata mea de aur, a grăit hamalul. Un prieten bolnav m-a rugat să o vând. Să scrie domnul pe o hârtie că bucata atârnă 50 de unci și atunci o las la 50 de ani. Bucuros, a scris zaraful și a dat hamalului hârtia. Îndată ce ușa s-a închis în urma hamalului, și-a mângâiat zaraful obrajii și a prins a chicoti. Și cum să nu râdă de sărăntocul cel prost și fricos? Vezi că bucata cântărea 60 de unci și făcea cu mult mai mult. Judecând așa, a scos înșelătorul din sertar un cuțit pentru a zgâria bucata și a se desfăta de strălucirea aurului. Și-a pus ochelarii și și-a dus aurul la ochi și deodată au început a-i tremura mâinile, obrajii i s-au învinețit, iar ochelarii au sărit de pe nas și s-au făcut țăndări. Dar zaraful vedea acu și fără ochelari că nu cumpărase decât un metal lipsit de preț. Tii, ce s-a mai supărat înșelătorul! Vezi, de mult se știe că mincinoșii își ies din fire când cineva îi păcălește la rândul lor. A dat fuga zaraful și l-a ajuns din urmă pe hamal. L-a apucat de guler și a prins să-i cere bani îndărât. Dar săracul l-a îmbrâncit și fără a se închisi de el a intrat în fanza lui. Zadarnic se zbătea ca un turbat zaraful la ușa fanzei. Zadarnic suduia, blestema, ocăra și amenința, hamalul nici că îi răspundea. Atunci a alergat neguțătorul cât a putut de repede la un judecător prieten și i-a povestit cum îl păcălise hamalul. În dimineața următoare, săracul se și afla înaintea judecătorului mânios. Judecătorul ținea bucata de aur fals în mână. Cum ai îndrăsnit să înșeli un om cinstit? L-a întrebat cu mare mânie judecătorul. Ți s-a urât pe semne să-ți porți capul pe umeri, hai? Prea înțelepte, domn, a răspuns hamalul, bucata asta nu e a mea. Eu i-am vândut zarafului o bucată de aur, dar dumneavoastră țineți în mână o bucată de aramă. A, câine fără neam, a răcnit judecătorul. 100 de lovituri te așteaptă dacă nu dovedești adevărul spuselor tale. Și făcu semn să se aducă bețele de bambus. O, stăpâne prea drept, a spus hamalul, nimic mai lesne. Poruncește să se cântărească bucata de aramă și te vei încredința că zaraful minte, în vreme ce eu sunt un om cinstit. A pus judecătorul bucata de aramă pe cântar. 60 de unci, a grăit el, privind greutățile. Iar bucata mea a tras doar 50 de unci. Așa a scris cu mâna lui și zaraful aici pe hârtie. Oare nu-i limpede, prea milostive domn, că neguțătorul ți-a arătat o cu totul altă bucată și nu pe cea cumpărată de la mine? A
fost nevoit judecătorul să-l lase pe Hamal să plece acasă. În curând s-a mutat din Iunian și Zaraful, pentru că toți oamenii râdeau întâlnindu-l, iar copiii alergau după el, arătându-l cu degetul și strigând: „Înșelătorul pedepsit! Înșelătorul pedepsit!”